cazul în care lumina întâlnește suprafața care desparte două medii transparente, fenomenele de reflexie și refracție au loc simultan. O parte din lumină se reflectă, o parte se refractă, așa cum vedeți în această animație. Am arătat în cursul precedent că dacă viteza luminii este mai mică în al doilea mediu decât în primul, atunci raza refractată este mai aproape de normală decât raza incidentă, adică unghiul de refracție este mai mic decât unghiul de incidență. În schimb, dacă viteza luminii este mai mare în al doilea mediu, unghiul de refracție este mai mare decât cel de incidență. Dar asta înseamnă că în al doilea caz, de pildă, dacă lumina iese din apă în aer, pentru un anumit unghi de incidență, mai mic decât 90 de grade, unghiul de refracție are deja 90 de grade, așa cum vedeți în acest desen. Acest unghi de incidență, pentru care unghiul de refracție are 90 de grade, se numește unghi limită, pentru că este limita maximă a unghiului de incidență pentru care se produce refracție pe cele două medii date. Dacă în legea refracției punem condiția ca unghiul de refracție să fie de 90 de grade, obținem valoarea unghiului limită pentru două medii cu indicii de refracție N1 respectiv N2. Sigur, întrebarea care apare imediat este ce se întâmplă dacă unghiul de incidență devine mai mare decât unghiul limită. Pe măsură ce crește unghiul de incidență, tot mai puțină lumină se refractă și tot mai multă se reflectă. Iar când unghiul de incidență depășește unghiul limită, toată lumina se reflectă, fenomen numit reflexie totală. Fenomenul are aplicații practice foarte importante în zilele noastre, de pildă fibrele optice. O fibră optică este alcătuită în general din patru părți, miezul alcătuit dintr-o sticlă specială, care are un coeficient de absorpție foarte mic, teaca poate fi din diverse materiale, dar important este să aibă indicele de refracție mai mic decât miezul, tamponul, de obicei din plastic, care are rolul de protecție și un înveliș. Fenomenele care au loc în fibra optică nu pot fi descrise total de optica geometrică, deoarece lumina este undă, iar miezul se comportă ca un ghid de undă. Dar simplificând lucrurile, funcționarea se bazează pe faptul că teaca are indicele de refracție mai mic decât miezul, ceea ce face ca între miez și teacă să se producă fenomenul de reflexie totală, așa cum vedeți în desen. Și datorită acestui fenomen, lumina care intră la un capăt al fibrei suferă reflexii totale pe teacă și nu mai poate să iasă din miez decât pe la celălalt capăt, chiar dacă acesta se găsește la kilometri distanță. Și pentru că lumina se reflectă total, iar miezul este o sticlă foarte pură, pierderile sunt foarte mici. Iar lumina care se propagă prin fibră, fiind o undă electromagnetică de frecvență foarte mare, poate fi modulată pentru a transporta informații, cum ar fi semnale pentru transmisii TV, radio, internet și altele.